Am avut marele noroc de a avea profesori, pe mari profesori ai Facultății de Filozofie din Cluj. În primul rând pe Lucian Blaga, pe care l-am avut 3 ani profesor, pentru că Lucian Blaga și-a luat un an concediu. Vedeți, chiar și marile personalități și-au naivitățile lor. Credea și-a luat concediu, pare mi se, un an de la catedră, cred că în 44-45 sau 45-46. Credea și el, poate, că valul acesta care s-a năpustit peste noi e trecător. Și un an a lipsit de la catedră, apoi a revenit. În 48, când am terminat facultatea, atunci acești profesori de aur, care au fost Blaga, Dede Roșca, căruia îi port-o, la el mi-am dat teza de licență cu un subiect care atunci era de atunci curios, un subiect despre libertate. Acesta a fost subiectul tezei de licență, însă ca să nu sună prea insidios sau prea provocator, i-am spus eseu despre libertate sau determinism și indeterminism. Astfel Atenuați așa. estompam, mai atenuam lucrurile. Și cu profesorul de estetică Liviu Rusu, la care mulți ani mai târziu mi-am dat doctoratul, de asta dată în literatură comparată. Inițial, Blaga îmi propusese să dau un doctorat despre Nietzsche. Nietzsche a fost, ca să zic așa, un soi de Liebling al adolescenței mele. Am și afară un tablou făcut de un prieten, un coleg al meu, un medic psihiatru, din păcate plecat din lumea aceasta, despre Nietzsche. Dar propunerea lui Blaga nu s-a putut realiza, pentru că și Blaga a plecat de la catedră, așa cum bine știți că a plecat. Da, devenit Și, bibliotecar, da. da, eu am ajuns la Timișoara în 48 și norocul a făcut pentru scurtă perioadă, că tocmai atunci se înființase Institutul Pedagogic, Facultatea de Matematici, și s-a creat un post vacant la pedagogie. Eu zic că înainte de a trece la profesorul Da? Apostolescu și la etapa aceasta de formare a noastră cu profesorul Apostolescu, zic să ne oprim totuși la acești mari profesori care au fost. Neîndoielnic, ne. În primul rând, Lucian Blaga, sigur, a fi timp de 3 ani de zile studentul Lucian Blaga este un lucru deosebit. Eu cred că puțin din țara aceasta se pot mândri cu un asemenea lucru. A fost un mare noroc. În al doilea rând, cu Dede Roșca. Undeva poate unul dintre marii noștri filozofi pe care i-am avut între Și un cele două. excelent profesor de Sigur filozofie, că. un excelent profesor de Un filozofie. estetician de talia lui Liviu Rusu, sigur că da. Aveți Sigur că perfectă dreptate. pentru publicul larg este mult mai cunoscut în Lucian Blaga. Are o rezonanță. Da. Dede Roșca și Rusu poate sunt mai puțin cunoscuți. E în cercul specialiștilor cât de cât. De aceea, dacă ați putea cât de cât, câteva amintiri legate de aceste mari personalități. Pentru că Da. puțină lume ne poate da o referire directă. Dumneavoastră sunteți o sursă directă de la contactul cu acești oameni. Da. Despre Blaga s-a scris mult și s-a spus că cursurile sale erau monotone. Și așa era. În celebra sa conferință despre Mahatma Gandhi, când l-am văzut și l-am auzit pentru prima dată aici la Timișoara, Blaga spunea că împotriva oratoriei el pornește un război de 30 de ani. Și deci ceea ce era principal la el nu era cursul, era seminarul. Și nu era seminarul atât prin faptul că vorbea mult, pentru că ceea ce spune el în cunoscuta sa poezie, Lucian Blaga e mut ca o lebedă, se simțea și acolo. El, la sfârșitul seminarului, trăgea niște concluzii. De obicei erau simple, sobre, lapidare. Dar prin prezența lui te incita. Adică studentul considera că este pentru el o onoare ca să vorbească în fața lui Blaga. Și Blaga totdeauna l-asculta cu atenție. Și întotdeauna, în scurtele concluzii pe care le punea la sfârșitul seminarului, se vedea că reținuse tot ceea ce este important din expunerea studentului, din lucrarea de seminar a studentului. Blaga era apoi un om de o curtoazie desăvârșită. Observațiile pe care le făcea, pentru că firește, la fiecare lucrare de seminar erau de făcut unele observații, le făcea cu această curtoazie desăvârșită, dar într-un fel în care îți dădeai seama care sunt lacunele lucrării. Cum să spun, mai mult prezența lui te incita. Era exclus ca să nu te pregătești să dai o lucrare de seminar, când dădeai o lucrare de seminar la Blaga. Era apoi în biblioteca seminarului său
era o deschidere de orizont. Și era o deschidere de orizont bună oră prin cărțile pe care le adusese el din Portugalia. Da, unde a fost ambasador. Unde a fost ambasador. Acolo am aflat bună oară despre arhitectul spaniol Curiguera, despre particularitățile stilului manuelin în arhitectura portugheză, uitându-ne prin albumele pe care le aducea Blaga. Apoi era însă filozofia culturii, așa cum o concepea el, era o deschidere de orizont formidabilă. Pentru că ea presupunea familiarizarea studentului cu câteva din marile domeniu ale artei și chiar cu o deschidere spre știință. Să facem acum o paranteză printre prostiile și câte prostii s-au spus despre Blaga. S-a spus și aceea că era mistic, că era cu totul în afara științei. Blaga avea o pregătire științifică foarte serioasă. Și nu numai de biologie, pentru că el dăduse în afară de filozofie, el dăduse și un doctorat în biologie, a și ținut în ultimul an în aspecte antropologice, cartea pe care a apărut din fericire aici la Timișoara, îngrijită de regretatul meu coleg Ion Maxim. Deci nu avea o pregătire numai în biologie, ci și în matematică și în fizică. Bine, nu avea la nivelul unui profesionist, da. Dar era oricum cât de cât edificat. Era apoi la el acasă în celelalte domenii ale artei, în literatură, care prin firea lucrurilor, pentru că a fost și un literat, în artele plastice, beneficiase de această răsfrângere a expresionismului în perioada vieneză și el ne-a familiarizat cu Kandinsky, cu Arhipenko, ca să nu mai vorbesc de impresioniști pe care prin el i-am cunoscut, și această deschidere de orizont și această obligativitate de a fi a la paj. Mai era apoi încă o trăsătură care, nu știu dacă este sau nu este pedagogică, dar pentru noi a fost fericită. Noi țineam seminarele toți anii la oaltă, pentru că nu eram prea mulți studenți la filozofie, cam câte 25-28 într-un an. Și îi auzeam pe cei mai mari decât noi vorbind la seminar și prima dată când am luat cuvântul, mă simțeam onorat că vorbesc despre lucrarea unui coleg mai mare decât mine, care mă asculta și care lua notă despre ceea ce spun, era sau nu era de acord, dar era ținuta academică obligatorie, vreau să spun obligatorie, nu în sensul acesta de constrângere, ci te simțeai. Studentul în acea vreme avea o mai mare demnitate. La Cluj studentul era iubit de toată lumea, de toți. Și studenții între ei se adresau unul altuia cu domnule coleg. Era o atitudine de respect pe care o aveau studenții între ei. Să trec poate la al doilea mare. Nu, înainte de aceasta, eu ce v-aș întreba? Acum este sigur calitățile acestea de dascăl pe care le-ați subliniat. Eu m-aș referi poate așa dintr-o pură curiozitate la acele umane. În ce măsură era un om punctual? În ce măsură, să spunem, era în contactul acesta și în afara seminarului cu studenții? Dacă participa la boema aceasta care exista totuși în cadrul Clujului. Noi nu avem de unde să o știm. Eu personal nu o cunosc. Da. Ținuta lui vestimentară, toate celelalte care sigur ar întregi imaginea noastră care o avem despre Blaga. Pentru că e altceva când văd eu o fotografie. Mie nu-mi spune. Îmi spune foarte puțin în același timp. Să începem cu exactitatea și aici aș dori să dau un exemplu curios. Vă mai amintiți că era vorba de așa numitul sfert academic. Blaga venea la Țang și nu intra în sală, se plimba în jurul sălii așteptând să treacă sfertul academic. Se plimba în jurul sălii, făcea vreo 10 pași încoace, 10 pași încolo, se uita la ceas și intra după un sfert de oră. Deci el venea la Țang. Da? Dar nu intra decât după un sfert de oră, pentru că cei care voiau să fie beneficiarii sfertului academic să fie. Ținuta lui vestimentară era totdeauna corectă, îngrijită. Era un om sobru. Nu putea intra ușor cu el într-un contact direct și lucrul acesta se explică prin două căi. Pe de o parte că așa era firea lui, dar se spune, eu n-am beneficiat.
de un contact mai apropiat cu el, mă împiedica sfiala, dar se spune că atunci când depășeai această barieră, era un om foarte comunicativ, era vesel și avea chiar simțul umorului și uneori era și răutăcios. Bunoară în, și și-a descoperit un talent de polemist pe care nu-l puteai bănui în articole critice pe care le-a scris în cei 3 ani când a apărut revista sa de filozofie Seculum. Da, da, da. O trăsătură de polemist care nu o puteai bănui. Aș dori însă să spun un alt aspect, o singură dată când am fost mai apropiat de el și care are oarecum un aspect, să zicem, aproape dramatic. A fost cu ocazia licenței. Noi dădeam licența în felul următor. Dădeam o teză de licență și dădeam examene de licență. Aceste examene de licență le dădeam în fața unei comisii orale și dădeam o lucrare scrisă la fiecare din cele 3 materii care alcătuiau licența. Aceste materii erau materiile tale principale pe care ți le alegeai din anul întâi de facultate și le urmai 4 ani. Celelalte erau materii secundare pe care le puteai urmări un an, 2, 3. Trebuia să ai un număr oarecare de examene, indiferent care le alegeai. Dar aceste materii principale trebuia să le urmezi 4 ani. Și eu mi-am ales, cum vă spuneam, aceste 3 materii, Dede Roșca cu filozofia generală și filozofia elină, ținea 2 cursuri, după moartea profesorului Marin Ștefănescu, Blaga cu filozofia culturii și Liviu Rusu cu estetica. La teza lui Blaga, Blaga ne-a dat un subiect despre dialectică. Și vă imaginați, pe vremea aceea aveam 18 pe 19 ani, cu pasiunea juvenilă am arătat cusurul inevitabil al dialecticei hegeliene și marxiste. Și anume că dialectica hegeliană, care pretinde că merge într-un perpetuum teză, antiteză, sinteză, pe planul filozofiei dreptului, înțepenește în statul prusac, care după Hegel este idealul. Iar la Marx am arătat că este același cusur în ceea ce privește dialectica marxistă, care odată ajuns în comunism, am ajuns în faza ideală și nu mai mergem înainte. Eram foarte mândru de această găselnița mea, care era, la drept vorbind, un loc, destul, un loc comun. După ce mi-a citit teza, Blaga m-a chemat pe coridor și am avut chiar atunci o scurtă discuție și mi-a spus cam, vedeți, am terminat în 48, deci n-aș putea repeta mot a mot, dar cam acestea a fost firul ideatic al ceea ce mi-a spus atunci profesorul Blaga. Zice, domnule Birăescu, eu nu te contrazic, cam așa stau lucrurile, cum spui dumneata, dar dumneata te rog să te gândești că tezele care se dau la mine vor fi citite. Eram în 48, teza am dat în septembrie, în octombrie sau în noiembrie Blaga a fost scos de la catedră și mi-a cerut să refac teza și am cârpocit de așa manieră ca să reabilitez dialectica marxistă. Dar am trecut cu vederea acest viciu de gândire, se temea Blaga. Știa mult mai multe decât știam noi, știa, era deja atăcat în presă, de la eleganța cu care l-a atăcat Lucrețiu Pătrășcanu în cartea sa Curente și tendințe în filozofia românească, carte care a trimis-o cu autograf Lucrețiu Pătrășcanu, până la atacurile murdare din presa de partid acelor vremuri, în care era învinuit de fel de fel de nimicuri și de aberații, cum vreau să spun problema aceasta a misticismului, când el a intrat în conflict cu părintele Stăniloae tocmai pe tema marelui anonim și când fostul său bun prieten Nichifor Crainic a scris un articol în Gândirea intitulat Iulian Apostatul, referindu-se la el. Dar misticismul, după părerea mea, nu ține, cum să spun, nu este între misticism și este o trăsătură a religiei, dar este contactul nemijlocit cu ființa divină. Ori lucrul acesta nu-l găsești nicăieri la Blaga, nu e niciun cusur, nu e nicio calitate. Problematica sa filozofică se înscrie în afara acestei. Nu mai spun că confuzia s-a făcut începând de la cartea sa despre gândirea magică. Au identificat la bătul calului magia cu misticismul. Este ca și cum, știu eu, ai confunda mingea de fotbal cu mingea de ping-pong, nu? Ca să fac o comparație care poate că nu e cea mai fericită. Dar e sportivă și ușor și ușor de înțeles, da.